Salut și bine am găsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi sunteți la episodul cu numărul 5 și astăzi o să facem ceva mai special, mai o să continuăm cu povestea jocului. Pentru că azi vreau să mergem, să luăm noi pe M și aici avem harta noastră și din câte știm, în dreapta avem Crimson, Biome de Crimson și în stânga avem Biome de Crimson, dacă e mai mare. Bun, în partea asta, Crimson-ul ăsta deja, vreau să-l exterminăm pentru că este lângă geancă, dar asta nu putem să facem acum, o să facem tocmai în hard mode deja. Și vreau să mergem în gura asta, deci vezi că e o gură, pe aici mergem în jos, deci aici va fi ceva interesat, aici jos. Așa că hai să deșine camera mai... Ok. Și hai să spunem înspre aventură. Acolo vor fi niște chestii interesante, așa că o să avem nevoie de niște bombițe. Așa că o să mergem la Beldin ăsta aici și o să cumpărăm încă niște bombițe, ar fi un număr par, așa că așa mergem. Avem, ok, avem destul de multe, hai să facem sticky bomb. Bum, punem aici și hai să mergem spre gura aia. Bun, hai să facem așa, copasorul, în caz că nu știți, o să ținem la noi în continuu, pentru că cu copasorul o să facem cea mai OP sabie. Bine, copasorul și încă 7 iteme pe care sunt, bine, 7 sabii care sunt foarte greu de făcut, dar o să le facem în ceai, o să le facem ușor, ușor. Bun. În episodul ăsta nu vreau doar să începem partea aia, vreau să ne ocupăm să facem, sau, nu, să mergem la minat, o să mergem la minat, după ce ajungem acolo, explorăm, facem ce facem acolo și pe aia mergem la minat. Vreau să găsim mai multe item, mai multe case, vreau să găsim niște buzi, poate dacă avem noroci, noroc, pentru că trebuie să ne maxăm și la accesorii. Eu știu că gen accesoriile astea două n-au ce căuta la noi în ăsta, în tabul ăsta de accesorii, dar că ne dau niște booster melee speed și melee speed și bun, ne ajută într-un fel, așa că doar tasa ne țin, în rest degeaba. Așa că avem nevoie de niște accesorii care să avem cu adevărat nevoie de ele. Bun, până ajung acolo, hai să fac, să vedem ce am făcut în, să recapitulăm, practic, ce am făcut în episodul trecut. Deci, am făcut camera de chesturi, pe la finalul episodului, știți că a fost un mic dezavantaj acolo, ăsta a fost avantaj de o lucrare nașpa și a trebuit să fac aproape jumate iar. Am fost în partea stângă, chiar dacă în videoclip am greșit, am spus în partea dreaptă, aia se mai întâmplă și la casă mare. Și am spus în partea dreaptă, aia. Deci am fost în partea stângă și am văzut că este o gaură, zici că e de gaură de vierme. Noi în momentan nu putem să mergem până în capăt, ați văzut că nici în videoclip nu ne-a zis până în capăt, pentru că muream efectiv că ne necăm la un dat și nu putem să mergem foarte mult. Și vreau acolo niște LED, dar nu o să mergem după el. Și am văzut că se vede foarte nașpa atunci când nu e lumina și... Oh, am uitat, hai chiar vin eu când ajung iar aici. Ah, oh, come on. Stăteam și mă uitam la ce dă bindia asta și am văzut că dă un hook. Și nu avem nevoie de un hook. Așa că hai să-l luăm. Vrem aici și putem să ne cățărăm pe copaci cu asta, da. Se mai diferit și putem să ne cățărăm pe copaci. Și că suntem Spider-Man. Practic e o veveriță. Ok, e o veveriță și cu ea putem să ne cățărăm în copaci, așa că hai că revin când ajungem acolo. O să facem și chestia asta și mergem rapid. Oh, m-a ajuns iar aici și tot asta
Nu vreau să fac aceeași greșeală iar. Ok. Dar, sincer, nu știu cu ce să cobor. Să coborăm cu rope. Nu cred că avem cu cealaltă ceva. Așa că hai să coborăm cu rope. Oh, avem și un Life Crystal. Ok. Ok, băieți, și deja cred că ați văzut chestiile astea care sunt foarte interesante. Așa că hai să facem un screenshot. Ok, deci. Bam. Bam. Facem așa. Scoatem asta și. Bun. Ok. Bun. Hai să vedem. Deci noi. Perfect, sunt fix două. Pastă două o să le spargem noi. Nu o să ne punem alte. Hai să spargem și numeroa asta. Și că avem 180 viață. Perfect. Așa că punem o bombiță aici, o bombiță aici și hai să vedem. Bun. Ne punem una aici și una aici. Și fugim. Ok. Ok. Nice. Ok, ăsta e un deci increase. Ok, deci atunci când ne luăm damage, fugim mai rapid, ca și mai avea niște buți. Bă, de fiecare dată, de fiecare dată când ne dă ceva, când dă jocul, hai mă să dăm și ceva bun la ăștia. Nu. No. Nu o să poate să ne dea ceva bun. Oh, am deschis ăla. Da, deci niciodată jocul nu vrea să ne dea ceva bun. Pentru că mereu iese ceva. Nașba. Ok. Acum noi dacă mai spargem încă un de la... Ce-am spart două, dar... Dacă noi mai spargem încă unul, o să spawneze un boss și noi nu vrem chestia asta momentan. O să batem și bossul ăsta, dar momentan nu. Așa că hai să mergem acasă. Asta vreau să facem. Screenshot-ul și să luăm niște chestii. Și hai să vedem. Nu, hai să facem altfel. Eu, locul ăsta de aici. Să, așa. Să ne închidem, să ne închidem. Trebuie să văd. Bun. Locul ăsta aici nu e doar pentru a ține chesturi sau pentru nu știu ce. Locul ăsta e făcut special aici. Pe locul ăsta e făcut cu motiv. Noi o să mergem în jos, în continuu și în continuu. Până o să ajungem în iad. Pentru că da, dacă treci foarte jos o să ajungi în iad. Pentru a ne putea, nu știu, să ne deplasăm foarte rapid, adică așa, dacă am stat să mergem, coborăm pe aici în continuu și prin alte peșteri, ar dura, așa, dacă mergem doar în jos, va fi foarte ușor. Așa că o să mă puc eu să minez în jos și o să mai pun niște torțe pe aici, random, așa. Așa că, da, revin când găsesc ceva interesant, aproape. Băi, eu am pus să fac treaba aici, dar i-am uitat că PX mă e destul de foarte prost, adică gen nu e chiar așa de bun, așa că avem un mini potion care ne va ajuta. Da, ia uitați-vă puțin. Ok, ok, revenim. Băieți, mergea și eu pe aici, pe aici o treabă, adică acolo, dacă vreau tot bine. Mă duc și eu aici, o să văd ce, când văd că mai chestia asta și cât are, așa că, let's go. Ok, that's funny. Bun, și pe aici că mai fost. Mai fost și n-am văzut chestia asta. Ok, am luat și 9 diamante acolo. Diamantele nu scap pe Minecraft, nu sunt chiar așa de wow. Dacă, da, pot să zic că e ok, s-a pus ai diamante, dar nu ce e ce. Adică nu prea ai ce lași cu diamante, mi se pare că sunt cele mai useless sau, bine, poți să faci ceva, nu sunt useless, dar poate nu știu, poate nu știu, băiți. N-ați bădat seama că jucându-mă în Terraria nu înseamnă că le știu pe toate. Mai ales cu update-urile astea noi, s-a băgat destul de multe chestii noi și am găsit încă o inimioară, băiți, și avem 200 viață, ok, 200 viață, come on. Bam. Deci mai și în partea asta.
Am asta de pește undeva. Așa. Bun. Nu. Ok. Vedeți butonul? Vedeți butonul ăsta? Iar ăla acolo. Îl vedeți? Acum uitați cât de rapid ne mișcăm. Ați fost atenți? Nu știu dacă ați fost atenți, dar ne-am mișcat destul de rapid. Vreau ca voi vreau aici, așa. Deci pora dacă se poate. Și pora acolo. Bun. Hai să continuăm. Adică acum, eu o să fie oricum și o să-mi apă. E problemă că e în apă, adică n-am. Ne sucăm. Până la urmă cade undeva. Deci, stai puțin, deci, bam, trebuie de aici și vine în jos, ok. Hai, continuă până găsesc ce mai interesant ca asta, adică era. Ok, dați, oh, ok, sper că filmează. Uite, trebuie să verific neapărat, ok. Am găsit o casă, una la mână. Dă la mână, aparent e într-un cave de ăsta care e for fun rău. Că sunt mulți păianjă, de mult cowboy. Oh, party girl. Sau party girl. Este party girl. Haide, come on. Nu! Come on. Party girl. Girl. Bun. Mă, nu, hairstyle. Oh, lol, ok. Hair dye. Oh, lol, pot să ne colorăm părul. Ok, ăsta este un nou NPC, cred că, sau, nu mai se vede. Falcon, nu e ce e Fort Star. Asta ce avem în ăsta, ok. Este un accesoriu. Este destul de bun, așa că o să schimbăm cu ăsta. Are și nici antru bune. Are damage, wow. Bun. Înseamnă că al nostru încearcă să o să primească un buff la damage. Altceva mai avem aici sus, mult iron, așa că hai să ne băgăm să-l luăm pe tot. Da, bine, am pus pauză, dar am uitat că noi avem bombițele astea. Oh, fac o să iau damage, ok, nu am damage. Și le luăm instant. Ok. Și acum trebuie să mai fie ceva, da. Hai să luăm și candelabru și am găsit. Oh. Ok. Uitați ce rapid ne mișcăm. Din cauza că am luat damage. Da. Deci e destul de folositor. Ok. Hai să mergem pe ăsta să vedem ce putem să găsim. Ok. Ok, un life chest. 220, ați văzut și am găsit, am dat de lava. Așa rapid? Da, man. Am dat de lava așa rapid? Ok. E cam rapid. Ok, hai să băgăm ăsta. Avem 220 joață. Ușor, ne maxăm. Oh, păi așa. Ok. Să vedem. Opa. Am văzut o casă. Asta ce epică, ne pică. Cloud in the battle. Yes. Și ne dă plus 2 defense. Punem asta aici. Ok, să vă arăt imediat. Probabil nu vedeți nimic, da? Ok. Bun, acum vedeți. Hai să luăm tot. Am ușa așa. Hai, repede că mori. Bun. Dacă mă aici. Hai să luăm și acestul. Repede. Ieșim. Bun, și hai să vă explic ce este, băieți, și de ce sunt atât de entuziasmat. La un de bază, efectiv, ia uitați aici. Păt, e double jump. E destul de util. E destul de util. Zic eu. Bun. Hai să vedem, hai să facem, să te echipăm dintr-o bombă, cam ar. Păi bomba asta, uite, o punem aici. Să luăm ăsta. Păi mai punem o dată. Bun.
să vedem ce mai găsim pe aici. Ok. Una casă. Place, 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 bun. Dar, ok, am găsit un cort. Dacă poate să-ți dai ceva, un cort. Stai puțin. Bun. Ok, mai mult aram pe aici. Facem așa. Deci mai găsim pe aici, interesant. Ar trebui să ne luăm una. Asta mai bun. Un hook mai bun. Și mai lung. Asta s-a sunat destul de dubios, dar... da, chiar mai lung. Mai mare, hai să zici, mă. Nici mai... Oh, shit. Da, nu am vrut să dragă ce se aude, ok? Știți, dar... Jucați Terraria, nu știți la ce mă refer. Bun. Ok. Hai să luăm rupinul să zicem. Am aruncat cu prea multe. Ba nu, e destule. Ok, dar n-am luat rubinul. Deci n-am luat rubinul pentru că nu avem loc. Ce avem loc? Pentru că avem porcării. Deci avem porcării, nu știu. Hai. Bun. Mai mult. E bun. Mai mult egal bun. Bun. Oh, come on. Good. Bun. Încă un chest, ok, și încă o inimă, perfect. Hai să vedem ce putem să găsim. Încă un clown de battle, ok. Nu știu dacă e neapărat ok, cum zice mereu, dar... Da. Bun, lăsăm asta aici, bombă, bun. Luăm chestul, punem o torță și nu vreau să cădem. Come on. Am că avem clown de battle, nu? Bun, acum e altceva. Altceva. Bun. Asta e demon, ai... Oare putem să-l luăm cu... Eu zic că putem. Putem, da, așa știm și eu. Poți să-l iei cu... Nu. Ok. Hai să aruncăm ăsta și ăsta. Și să luăm tot demonite de aici. Bine, nu demonite. Crim ăsta. Crimite. Ai o cameră cu... Oh, shit, cameră cu minereu. That's nice. Ok, cameră cu minereuri, topaz. Topaz și ce mai? Și diamond, topaz și diamond, ok. Bun. Și gold, bun, și gold e bun. Pregătul de gold e destul, ok. Ok, hai să lăsăm toate astea, că, na, cam a. Hai să vedem ce mai se află pe railul ăsta, că am avut noroc. Două, clown de battle. Nimic. Pe ce nimic? Au, dar și se termină într-un mod brusc. N-am mai știut ce-ți mai fac harta, n-am zis, hai mă, ce trebuie. De ajuns. Ok. Hai să urcăm. Nu uiți, hai că am ajuns acasă, n-am venit aici și aici, pentru că avem alt plan. Una mână, luăm pixul ăsta e gol, pentru că v-am spus că e bun. Și da, e bun, puteți să minăm meteorit. Dar ăla o să putem să facem ceva cât mai încolo. O punem să sortez toate chestiile astea și revin imediat. Bun, acum că le-am sortat pe toate. Una mână, avem... Sunt foarte multe buburuze aici, sau... Buburuze, nu, dar buburuze. Hai să-l luăm pentru că când o să pescuim, o să avem nevoie de lept, că au 17 byte, e ok, e bun. Și avem nevoie de foarte, hai să, da, foarte multe bombe. Așa că o să luăm atâta. Și cred că n-ajunge. Ok, n-a costat mult, adică am strâns destul de mulți bani, nu știu unde avem atâția bani, dar... Ah, ok, și avem aparent climite de ăsta, să-l facem. Deci putem să facem din el. Ok, avem 10.
Avem nevoie de sword. Hai să facem un fishing, da, hai să facem un fishing. Nu se mai avem nevoie de asta. Și hai să punem chest-uri și hai să văd ce idee am de făcut. Deci, în primul rând, ne facem sticky. Da, deci primul și prima ne facem sticky. A, și hai să ajung prima cu ăsta de aici până jos de tot și revin acolo, pentru că da, nu pot altfel. Bun, hai că am ajuns aici jos. Destul de rapid și... da, hai să facem o mică de asta. O mică mai mare. Așa și... Let's go. Sunteți gata? Nu! Ok, n-a damage. N-a damage destul de mare. Hai să punem și o dinamită. Hai să aruncăm o dinamită de altă. Oh, fuck, n-a fără damage. Nu mă lasă să aici. Pune așa torțe. Pune, aruncăm una aici și le prindem aici pentru că... Ah, fuck, asta este, știu că e mare. N-a fost chiar așa de mare. Bun. Come on. Bombing, ta. Really? Really? Hai să începe aici. Aparent suntem, ne bate inima. Și văd ametist. Și noi vrem ametist. Sau? Nu vrem ametist? Ba, noi vrem ametist. Dar nu vreau acum să am zis, am zis, hai că am zis de a spus-o. Bun. Come on. Trebuie să găsi și ceva aici bun. Ok, auto un vierme care s-a dus. Ok, și am mai găsit pe aici. Hai să mergem, să căutăm. Hai să nu fim bombing time moment. Emerald. Și am găsit mai un baiam. Ok, am mai găsit noi mai un baiam? Nu. No. Ok, that's cool. Am găsit mai și mai aveți. E bun, e bun mai și mai am. Avem nevoie. Aici puteți să găsim și multe inioare. Cam anai, că... Am înțeles, dacă ne facem noi trei de viață... Fii atent la mine. Trei de viață. Atât. Hai să vedem. Facem așa, le dăm, le dăm, le dăm. Goblin? Ok, interesant. O să faci fermă din goblini ăștia, fermă automată, dar... Nu, ne băgăm momentan. Momentan nu. Bun. Ok, mai și un baram. Asta e tare. Dar cred că aici închim și episodul, vezi? În Mushroom Biome. Sau hai să vedem ce găsim înăuntru. Hai să vedem totuși ce găsim, da. Și avem goldul ăsta de aici, pe care l-am luat foarte rapid. Și avem un cutie acolo, hai să mergem să vedem ce e. Și o inimă în partea asta, hai să mergem în partea asta prima oară. Multe și loc, nimeni am. Bun. Punem aici frumos. Și avem 260. Și acum hai și acest. Bun, hai să vedem ce găsim acest, băieți. Extractinator. Ok, Extractinator e fosile. Mai țineți minte nu mai țineți ce episod. A spus un episod de fosile din deșert, că putem să luăm foarte mult. Dar e așa că practic asta o să facem noi. Episodul viitor. Am găsit și un copac. Mamă, câte chestii. Dar acum la final de video. Ok, las că le arăt să facem videoclipul de mâine. De mâine, de azi cum ar veni. Că o postez două pe zi, așa că... Da. Cam asta a fost videoclipul. Dacă a plăcut, nu uitați să apăsați acolo un buton de like, să strângem câte like doriți. Și să vă abonați ca să ați făcut deja. Eu am fost Ariel Byte, v-am lăsat. Pa, pa!